Salut și bine ați venit la Ceva Show, emisiunea care e mai mult ceva decât show. Hai să vedem niște știri. Silvio Berlusconi scoate la vânzare un iaht în valoare de 11 milioane de euro. Și te gândești, mai bine mai pun eu 9 milioane și mie unul de 20? Și 4x4? O astronaută se pregătește să revină pe Pământ după 6 luni petrecute pe Stația Spațială Internațională Galactic Number One, mamă, cătești cosmosul tău. Și ideea e că asta e o femeie care în momentul în care a zis, bă, am nevoie de spațiu, exact la asta se referea. Ideea e că ea se întoarce după 6 luni, bineînțeles că NASA e pregătită și o așteaptă de 5 luni jumate. Da, așa sunt femeile, sunt gata mai greu. Și în imponderabilitate. Africa este lovită de cea mai mare invazie de lăcuste din ultimii 70 de ani. Normal că ăștia din Africa până și invaziile le-au cele mai mari. Oameni buni, se apropie Paștele și învierea de anul ăsta e puțin controversată. Nu ca și cum prima înviere n-a fost controversată. Deci acolo, până la urmă, trebuie să fost titluri în ziar. Nu-ți vine să crezi ce profet a înviat. Dă click aici. Dar ca să aflăm mai multe despre cum o să fie Paștele ăsta, l-avem pe corespondentul nostru Constantin Bogdan Dinescu. Salut, Bogdan! Salutare, salutare, Viorele, și la mulți ani de Sfintele Florii, că nu am apucat să te felicit. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos, la mulți ani și ție. Cu vecinul. Așa. Cum e ești? Bine. Bun, zi-ne, Bogdan, cum se prezintă Paștele anul ăsta? Păi, Viorele, ce să zic? Vrei să te mint? Nu te mint, că te știu, băia credul. Paștele anul ăsta nu o să mai fie pentru publicul larg, ba chiar am putea spune la unison că e doar pentru Patreon. Adică ai cotizat cât trebuie să găsești soluții, nu ai cotizat, rămâi în continuare cu problema nerezolvată. E practic o cununie civilă, nu o nuntă mare unde vorba aia. Am înțeles. Bun. Dar cum o să facă oamenii cu lumina? Cum luăm lumină? Păi, dacă tot nu se mai țin jocurile olimpice, care vorba aia e odată la 4 ani, nică, da, păi lumina care se ține în fiecare an și nu trebuie să mergi în Japonia. Cinstit și corect ar fi să-și aprindă fiecare o candelă pe nașpa, că oricum nu-i vede nimeni. Dacă o aprindi sau a venit de la bunuțul vorba aia, e mai puține povești despre after-ul de anul acesta de la biserică, de la catedrală. Am înțeles. Da. Bun. Păi și cum, deci oamenii n-au cum să ia lumina, adică lumina oficială, să zic așa? Probabil va trece un japonez creștin ortodox în fugă și cine prinde bine, cine nu. Ah, cu flacăra olimpică, adică cumva cu se... Exact, da, da. Cu chibritul olimpic. Bun. Cum va fi masa de Paște? Pentru că, na, o să schimbă lucrurile, nu mai vine toată familia, nu ne mai întâlnim cu toți, o să fie puțin diferit, nu? Păi, nu o să fie chiar atât de diferit, că mesele sunt în principiu tot pătrate sau rotunde și tot de la IKEA, că tot omul vorba aia. Da? Și în al doilea rând, ciocnirea ouălelor se face prin aplicația Zoom sau pe Skype sau alte nebunii de-astea sau ce are fiecare pe la casa lui. Am înțeles. Deci dai pur și simplu direct în cameră și Hristos a înviat. Cine are webcam-ul mai puternic, dacă pot să zic așa? Deci la rezoluție, la pixele acolo, să se vadă ou. Ok, am înțeles. Și zile că noi știm că tu ești cât de cât credincios. Ai trecut ieri pe Sumasă, știu că joia se trece pe Sumasă. Noi nu prea, nu ne-a intrat salariul luna asta și, Viorele dragă, ți să zic că am sărit peste masă, că nu mai așa, mai sărim peste mese, okay. Că na, că de n-ai lovele, spargi podele, vorba aia. Am înțeles, bun. Vorba mare din nostru poet, Dumnezeu să-l ierte, parcă și acum îl văd în Sfânta Seară de Crăciun, cum de-a durat cu toții jurul focului de tabără în excursia de la Năvodar de 2009. Ai fost acolo, știi ce spun? Da. Bun, ne-am lămurit. Mulțumesc frumos, Bogdan. Ești de mare ajutor. Da. Bine, da. Te pupăm. La revedere. Da, da.
Bună seara, oameni cât de cât buni, și bine ați venit la Camera Animalelor. Pentru că nu pot ieși din casă, mă uit la animale din lumea întreagă pe webcam-uri live. Haideți și voi să vedem ce fac necuvântătoarele pe timp de pandemie. Prima noastră oprire este în Sovata, România. Aici avem o familie de berze proaspăt întoarse din țările calde. Berzele sunt bulversate de lipsa oamenilor, dar își ocupă timpul cum pot și ele. Redecorează cuibul, își mănâncă una alteia din cap, fac karaoke și exerciții fizice. Nu prea fac picioare, de-aia ambele arată ca Dorian Popa. Ce nu știu berzele însă, este că stâlpul pe care stau are o antenă 5G instalată de masonii reptilieni. Că tot vorbim de reptilieni, ne mutăm acum în Africa, unde putem observa o specie pe cale de dispariție, crocodilul erbivor. Aici avem ultimele două exemplare, apropo, ambii sunt masculi și acum nu-și prea își vorbesc pentru că între ei plutește o tensiune sexuală apăsătoare. Ah, rezervația de urși brun din Manitoba, Statele Unite ale Americii. Astăzi e dezlegare la pește, astfel încât s-a iscat o mică altercație între doi urși, de altfel cei doi intră mai mereu în conflict pentru că unul e berbec, iar celălalt scorpion. În continuare, mergem în Schlachthof, Germania. Din toată fauna, curca de șes, curcis șesum în latină, e de departe cea mai dezorientată pasăre. Pă bune, se vede cu ochiul liber că ea nu numai că nu știe unde e, ea nu știe când e. Ajungem și în Binfentea, unde un panda gigant tocmai ia masa. Contrar păririi generale că panda ar fi un animal prost, să știți că el a înțeles că poate economisi energie dacă mâncarea pe care o consumă ține loc și de scobitori. În timp ce ronțe, pandaul se întreabă oare dacă nu cumva e vina lui, că toată lumea acum e în stare de pandamie. Următorul nostru păpas este chiar în București, în Lacul Mori. După doar 3 săptămâni de carantină, putem observa cum s-au întors toate speciile de pești. Avem aici rechinul mic alb, peștele Schubler sau chiar hamsia transparentă, pe care, apropo, o să vă fie foarte greu să observați cu ochiul liber. Suntem acum în Marea Britanie și avem aici o pisică domestică. Chestia e că sunt alergic la pisici, așa că, suntem în insulele Maldive. Ce vedeți în imagine? Aceste alge se numesc marihuana oceanului. Nu știu dacă se vede, dar peștele ăsta care trece e spart. Și acum, Norvegia. Cârtițele cu calviții nu au nici văz, nici auz, nici miros. Ca urmare, sunt foarte ușor de păcălit. De exemplu, ele acum cred că mănâncă pizza. În Noua Zeelandă, oile sunt foarte stresate de pandemie, așa că statul a decis să ia măsuri și acum le dă zilnic gumă de mestecat cu aromă de smeură. Și periplul nostru, uite că i-a sfârșit, într-o rezervație de vulpi zburătoare. Atenție, nu sunt lilieci. Spre deosebire de lilieci, vulpile zburătoare au simțul vederii, sunt foarte blânde și merg extraordinar de bine cu mămăliguță și mujdei. Aici se încheie prima și probabil ultima ediție a emisiunii Camera Animalelor. Aveți grijă de voi și pentru moment stați în cușcă. Bun, la topul săptămânii avem top filme despre perioada prin care trecem. Avem așa, pe locul 5, The Social Distance Network. A avut un plan și planul lui a reușit. Pe locul 4, Terminatorul de conserve. Come with me if you want to eat. Pe locul 3, Asfalt cam gol. N-am văzut filmul, n-am niciun citat de acolo. Pe locul 2, Vineri 13. Sau e miercuri azi? Are așa un feeling de luni ziua asta. Și pe primul loc, bineînțeles, poziția COVID-ului. Bravo nouă! Hei, tu de la birou! Da, chiar tu! Te-ai săturat să stai la birou toată ziua? Te dor ochii pentru că te apropii și te depărtezi constant de monitor? Nu înțelegi toate reglajele scaunului? Prietena ta se uită la porno cu negri? Noi avem soluția! Noul scaun galben fix! Cu noul scaun galben fix, aproape toate aceste probleme dispar. Nu mai stai la birou toată ziua, pentru că e extrem de rigid și te vor durea oasele, rezultând chiar în deteriorarea permanentă a terminațiilor nervoase. Distanța de la ochi la monitor rămâne fixă, datorită designului inovativ zero reglaje. Nu ai manete și butoane de apăsat. E atât de simplu încât îl poate opera și o persoană care a votat cu PSD. Păi și porno? Noul scaun galben fix se deosebește de vechiul scaun galben fix, care acum am realizat că a fost eroare de marketing să-l numim vechiul de la început, prin faptul că e mai nou, mai galben și cu până la 15% mai fix.
unul din inamicii cei mai mari ai productivității este pauza. Studiile arată că oamenii care lucrează și fac pauze răspund la mai puține mail-uri, sunt mai puțin apreciați de șef și prietenele lor au o vânătă ascunsă în congelator pentru când pleacă ei în delegație. Dar acum, cu noul scaun galben fix, din nou, accent pe noul, toată această problemă dispare. Pentru că e fix, scaunul nu permite utilizatorului să se ridice tamne-sam de la treabă. Cumpără și tu noul scaun galben fix, acum! Stoc limitat! Atenție! Noul scaun galben fix este același produs cu vechiul scaun galben fix și este obligația cumpărătorului să înțeleagă că noi am respectat legea și am anunțat asta. De asemenea, plasticul din care e construit e posibil să fie ușor cancerigen, dar doar în cazul contactului prelungit, peste 6 minute ni se comunică de la tratamentul medical și prietena ta e încă pe porno interracial. Ok, iată ne ajuns și la partea de dezbatere a acestei emisiuni. Săptămâna asta avem o dezbatere mai interesantă, zic eu, pentru că suntem în săptămâna mare, se apropie Paștele și e un Paște care ne încearcă, dacă îmi permite să spun așa, pentru că suntem în continuare în autoizolare, e greu să cerem ceva socoteală celui de sus sau, nu știu, eu nu mă bag, dar am aici niște oameni care vor dezbate exact acest lucru. Avem o echipă formată din oameni credincioși, și anume Cristi Popescu și Dan Frânculescu. Bună seara! Bună seara! Pace vouă! Pace, pace tuturor! Și avem o echipă formată din necredincioși. Nu e Toma, dar este Sorin Pârcălab și Alexandru Banciu. Haideți să nu facem o scenă din prima, da? Vă rugăm frumos. Să păstrăm. Unde am venit, domnul Popescu? Frate Popescu, unde ne-am adus? Cum spuneam și la început, e o perioadă grea, e o perioadă foarte grea, cred că tocmai pentru credincioși, nu? Că le este pusă la încercare credința. Să vedem care sunt argumentele lor. Cum să, dacă îmi permite să citesc din Bon Jovi, how can we keep the faith? Uite, pe mine religia mă ține în formă, da? Îmi lucrez mâinile la cruci, eu fac și cu stânga de când în când, când dau mirror la imagine, lucrez lombara când fac așa mătânii, sunt mult mai fit. De ce? Pentru că am credința mea în cel de sus. Deci vă întărește credința, exact chestia asta. Întărește tot religia. Și eu încă îmi țin puritatea până la căsătorie, să știți. Unde ați mai văzut dumneavoastră bărbați neprihăniți la vârsta mea cu așa o barbă? E ceva frumos, nu mai există. Uitați la ăștia cum arată. Dați un pic, domnul Popescu, că simt că m-ați atacat un pic cu puritatea acolo. Eu nu sunt de acord că oamenii ca dumneavoastră, ca să nu exagerez, sunt niște oameni. Sunteți pur, domnul Banciu? Sunteți pur jos? Să vă spun eu că iubita mea a fost cu un preot, da? Și să știți că pare așa cu minți și neinteresați de plăcerile carnale, dar vă arăt eu filmările, dacă vreți. Vă arăt filmările. Eu vreau, domnul Banciu. Domnul Popescu, deci dumneavoastră, puritatea vi s-a întâmplat, dumneavoastră n-ați țintit la ea, dar cine să facă sex cu așa ceva? Eu am jurat puritate la 7 ani. Domnul Popescu, spuneți-mi cum reușiți asta, că practic nu mi-ați răspuns, cum reușiți să vă păstrați credința? Asta vreau să vă întreb. De unde vine? Păi, domnul, la mine e mai veche. Eu sunt genul care nu-mi place să cercetez. Am avut o experiență neplăcută în copilărie și de atunci am zis, gata, eu nu mai cercetez, doar cred. Și cred și în clipele astea, eu cred tot timpul. Am o singură carte de citit, am doar Biblia, n-am foarte multe cărți. Am numai 10 reguli de urmat. E simplu, mă dezvolt personal în fiecare zi, iau o regulă pe zi, după aia repet. Nu, e mult mai simplă viața ca credincios. La câta poruncă ați ajuns, domnul Popescu? Am trecut prin toate, domnul Părcălab. La porunca nu vorbiți neîntrebat, domnul Părcălab, dar cu sataniștii dumneavoastră, la aia a ajuns. Da? Eu nu sunt satanist, domnul Frânculescu. Asta este... La mine asta este... Am o întrebare pentru necredincioși. Cumva, să zicem, e mai simplu, e mai ușor zilele astea să fii necredincios? Nu, domnule, este mult mai greu. Acum 200 de ani. Acum este, 200 de ani, nu ardeați pe rug? Este mult mai greu pentru că ăștia măcar au încredere în ceva, că Doamne ajută-mă și au încredere că o să fie bine. Uh-huh. Eu n-am încredere că o să fie bine deloc. Eu văd ce se întâmplă. Dumneavoastră, ăștia necredincioși, cum vă ziceți, da? cum vă dați mari, mai sunteți și proști, bă, că dați bani pe asigurări. Eu o asigurare n-am, da? Ce caz cu asta? Scruci! Și faci cruci cu limba, nu faci accident. Eu am trecut cine prin tren. Asta? Stați puțin. Haideți să... Eu am pățit. Se pare că dacă nu-s credincioși și fac cruci cu limba, se pune? Bun. Vă calcă trenul. Puteți să faceți, dacă nu le faceți corect. E o tehnică aparte. Apropo de asta, domnule Frânculescu, apropo de asta, dacă Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui, da? De ce e diferența asta așa mare între noi toți și dumneavoastră? Eu asta vă întreb în asta.
Mă întrebați de ce sunteți urâți, domnul Banciu? Nu, nu-i vina mea acum, Ana. Dar zic că Dumnezeu vă iubește așa cum sunt. Domnul... Eu vreau, până la urmă, jignim, există domnule, oare... Păi, ce creierul, păi, domnule, n-ai să fac. Lați puțin, domnul, domnul Frânculescu, lăsați pe domnul moderator să modereze. Haideți să încercăm să găsim o cale de mijloc. Haideți să încercăm să ne înțelegem cu toții. Poate mai lasă și necredincioșii de la ei, poate mai lasă și credincioșii. Să știți că pe mine mă ajută în relație religia, da? Eu sunt, da? Eu sunt și un pic mai gerontofil, așa? Eu, domnule, eu găsesc numai la biserică. Tot de mă duc sâmbătă a morților, pe lângă, că vin cu două, trei babe acasă, vin și cu pilaf, salată de băuf, a venit pulpe de pui superioare. Domnul Vio, domnul Viorel, a spus o întrebare. Eu las de la mine acum. Eu am fost mai demult, da, cu o femeie, da, am fost iubită, am fost cu ea într-o încercare la o icoană făcătoare de minuni, da? Așa. Și tot hermafrodită a rămas, domne. Eu ce să mai fac după asta? Și mă zic, eu sunt... se pare sincer, deci ăsta este un contraargument. Domnul Banciu, acum astăzi cu mine în echipă, dar e mare minune că ați reușit să duceți relația până acolo. Adică și deja e mare minune că ați reușit să duceți propoziția până la capăt cu doar trei bâlbâieli, domnul Prăcălab. Știți, dacă așa vă trebuie, dacă umblați cu permafrodite, cu tot felul de vrăji, lăsați permafroditele. Permafrodite? Domnule, nu mă spateți din zărite. Nu e important doar să fii credincios, da? E important să fii un om bun și eu sunt un om bun, da? Eu n-am furat nimic în viața mea, n-am mințit nimic decât dacă a fost nevoie. Sunt un om bun de nimica, sunt un om bun de nimica, domnul Banciu. Uitați, necredincioșii se dezbină între ei, e dezbinare și între ei. Există unitate ca la noi, la credincioși. Domnule, iartă-mă. Liniștiți-vă un pic, vă rog frumos. Domnul Frânculescu, spuneți-le o pildă. Pilda este, în primul rând, eu, domnule, eu cu domnul Popescu ne știm de amar de vreme, domnule, suntem la aceeași parohie. Pe domnul Aleu știu de când era beteac săracu, avea picioarele rupte, a avut un accident de mini-golf și eu îi duceam, i-am adus o bucățică de moaște să o pupe și de atunci suntem așa, să știți. Da, este... Nu că mie șarpele mi-a vorbit. Mie șarpele mi-a vorbit, domnul Părcălab. Cui a mai vorbit șarpele? În lunga Dunării a venit un șarpe la mine, era la braconat, la Sturion. Și am venit dacă vreau un kil de mere. Și de atunci eu am crezut, toată viața am crezut. Nu că aș lua partea cuiva, dar ce vă costă, domne, să credeți? Ești mult mai expus la a te îmbolnăvi la biserică, că stai între atâția oameni. Plus că lingi icoanele alea. Fo, nu mai zic de lingurița aia pe care trebuie să o faci prin gură. Păi dau și beau, am luat odată, am luat vin din linguriță și am luat o măsea. Era o măsea linguriță. N-ați înțeles, le dezinfectează. Da. Ce le dezinfectează, da. Domnule, le scuipă și le frecă de tricou? Băi, le dezinfectează și le bagă în casă, nu mai zic. Domnul Banciu, era bună măseaua? Coboară Sfântul Duh seara la nouă și curăță vasele în altare. Vreau să vă zic și de ce nu pot eu, domne? Deci, care e problema mea principală, domne, cu credința asta? La mine e un problemă de mâncare. N-aveți suflet, domnul Banciu, asta este. Nu, dar nu vă mai certați între voi. Lăsați-mă să nu vă urăsc măcar 15 secunde. Vă rog, lăsați-mă voie. Deci la mine e vorba de mâncare. Despre asta așa. E vorba. Înțelegeți? Okay. Dar eu n-am ținut postul Paștelui, că nu pot. Da? N-am ținut. Am așa. Mâncat ouă, am mâncat așa. Carne. Da? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva? E tot ok. Bine, când mărunțeam niște pătrunjel, m-am tăiat un pic la mână. Nu știu dacă se vede. Aoleu, două degete m-am ciupit un pic. Da, da. Asta se întâmplă. Dar fix de degetele cu care ați fi putut forma Sfânta Treime, cu care să faceți crucea după aia. Fix. Așa este. Cumva o fi vreun semn, domnul Banciu? O fi fost vreun semn, acum nu știu, dar eu vă zic că eu am visat. Eu nu cred că în 2001 mi s-a arătat Dumnezeu în somn și mi-a zis că nu există. Eu zic că dovadă mai mare... A fost fake news, domnul Banciu. Nu, e de la droguri, domnul. Vedeți că a fost schema aia cu telefonul, cu... face la bătrâni, pățesc. Nu există, cum să nu existe, domnul Banciu. Da, eu fac și sacrificii. Bun, am înțeles. Nu o să vă înțelegeți niciodată. Haideți măcar să vedem niște concluzii. Haideți să, așa, pe ultima 100 de metri. Doamne, să încercăm pe ultima, să mai... Pe ultima 100 de metri eu aș vrea să spun că ce s-a întâmplat astăzi a fost un dezastru, nu? Ce zilele astea. Dar vreau să hotărâți să ne aducă și nouă lumină cu poliția, da? Și a venit domnul Wegner, ăla cum îl cheamă, și a zis, domnule, că nu mai aduce. Păi e o mare problemă, domnule. Eu mă gândeam, domnule, cum găsim noi o soluție să ducem lumina la credincioși? Că nu poți să ai Paște fără lumină, da? Nu, este nu, curent, domnule. Dacă poți să dresezi păsări să faci treaba asta, dar, de exemplu, dacă dai foc la un porumbel, eu am încercat, maxim ajunge la următorul bloc. Dacă aveți voi ăștia necredincioși și o pasăre mai inifugă așa, să...
Eu fără combustia spontană de la Ierusalim, eu nu pot să am Paștele, domne. Poți să am o roșie, poți să am dropă, nu, domne, eu trebuie să am lumină în casă, lumină sfântă. Nu mi-aduce nici lumină, crede ei că așa. Dați-vă foc singur. Și aveți lumină sfântă. O sataniste, nu mă spune că nu ai lumină sfântă nici în cap. Toată viața ta n-ai. Asta este. Du-te și ascultă abale tale, dar vorbește cu cine vorbești tu, da? Roagă-te, băi. Hai că dar sunteți când, ca la scara blocului, domnul Frâncu. Când vă întoarceți, domnul Frâncu, când vă întoarceți la mănăstire? Când vă întoarceți? Când dă ăștia drumul. Domnul Popescu. Domnul Viorel, eu atâta. Eu cred că a fost concludent ce s-a întâmplat azi. Necredincioșii singuri s-au dezbinat între ei, da. S-au certat. Uitați eu cu domnul Frânculescu cum ne iubim și abia ne-am cunoscut. Cred că, a fost diavolul care și-a băgat coada, clar a fost diavolul. Și-a băgat, hai de mine. Da. Uitați la ochii lor. Uite cum sclipesc ochii lor de răutate. De pizmă. Uite câtă pizmă are Banciu în el, domnul Banciu. Uite pizma din urechi. Dumneavoastră vedeți pizmă, că asta vreți noastră să vedeți. Ce pizmă are! Eu n-am încredere într-un om care are barba mai lungă decât părul din cap, domnul Popescu. Eu asta văd. O concluzie, așa, domnul Banciu. Da, domnule. Eu vreau să îl provoc acum, da, pe Dumnezeu. Dacă există, da, să mi se întâmple mie ceva, da? Să-mi facă mie ceva acum. Uite, start. S-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat absolut nimic, domnul Viorel. Lucrare sfântă. Doamne! Lucrare sfântă. Da. Ați văzut? Minune în direct. Dar domnul Viorel, am rămas singur. Știu. Ați rămas singur. Asta e că vă cam împuținați, domnul Părcălap. Bă, nu, mă refeream la noi. Ce pismă avea, mă, ce pismă avea. Păcat. Păcat de așa pismă. Cred că de la pismă i s-a tras. Credeam că v-a distrus pismă. A curs veninul din dumneavoastră, domnul Banciu. A curs veninul, domnule. Domnul Banciu, sunteți cu noi? Ce s-a întâmplat? Am crezut că v-a rupt pismă. A rupt pisma în mine, da. Nu știu ce dracu mă... Cine v-a pismuit? M-am simțit așa, cum m-a luat cu pisma, așa. Mi-a dat-o cu pisma. Luați-o pură dată, domnul Banciu. Și fratele Popescu, în loc să zic o rugăciune, râde, ca un nesimțit. Și domnul Frâncu la fel. Rugăciune. Mă plâng de bucurie că a înviat. Rugăciune. Domnilor, vă mulțumesc frumos încă o dată. Până la urmă, nu știu ce am rezolvat, dar de vorbit s-a vorbit clar. O să decide urmăritorii noștri dacă trec într-o parte sau în cealaltă. Vă mulțumesc frumos. Doamne ajută. Doamne ajută. Doamne ajută. Doamne ajută.